Salutare, dragilor, numele meu este Vali. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre lumini. Probabil ați auzit că o cameră nu filmează chiar atât de bine pe timp de noapte, cu atât mai mult o cameră de acțiune cum este un GoPro sau o mare parte din camerele video de pe piață. Într-adevăr, o cameră bună care să filmeze și pe timp de noapte are nevoie de un senzor foarte bun sau putem folosi așa ceva. În ultimele zile am căutat o lampă LED pentru GoPro, am eliminat din start acele lămpi pe baterii și am optat pe lămpi care să fie cu acumulator și de aici a început o adevărată aventură, pentru că pe piață, în momentul de față, nu sunt chiar atât de multe opțiuni. Găsisem la un moment dat o lampă LED, era de 3000 mAh, dar am găsit această lampă, are un pic bateria mai mare, în teorie mai multe LED-uri, are și o ventuză și încă nu l-am desfăcut, trebuie să-l desfacem, așa că facem și un unboxing. Deci aparent avem mai multe lucruri, cablul de alimentare. Asta îmi trebuie mie. Asta. Chiar mă întrebam cum să prind eu asta aici. Ups. Și o să fac chiar așa. Uite ce frumos arată. Da. Bun. Deci avem o prindere pentru cameră, dar cred că e și pentru ventuză. Ah, și pentru zare din asta. Bun. Înseamnă că aici avem lampa. Ia uite-o. Ah, ok, deci e pe filet. Bun. Mă interesează să vedem. Hei, opa, avem și lumina. Acolo clar nu se vede. Trebuie să dau asta un pic mai. Opa. Ai, ce mișto. Bun, deci de aici dau intensitatea. Aoleo, uite că se vede și pe telefonul ăsta. Se văd LED-urile. Abo. Dacă ai și focusa, ce bine ar fi. Aici, bă, focusează-te aici. În fine. Deci doar când... Aha, pentru o secundă. Bun. De aici dăm intensitatea. Aoleu, mamă, dar face ceva lumină. Mua. Ok. Îți dăm un pic mai tare și să-i modificăm intensitatea. Astea, culoarele. Să-i modificăm și culorile. Deci avem rece, neutru și cald. Mișto. Bun. Deci, ce interesant de schimbă culorile. Bun. Asta una la mână. Noi acum avem și asta. Roz. Mov, albastru, roșu,
Galben și verde. Ok. Până aici interesant. Hai să-i băgăm un moc să vedem cum ar arăta. Deci teoretic ar trebui să-l băgăm aici. Ok, și acum să bag asta aici. Come on. Bun, și acum dacă-i dau drumul. Bă, ești nebun. Stai să opresc eu astea. Nu știu dacă se vede aici, dar e move. Cred că aici se vede mai bine. Păi e move. Am scos intensitatea. Acum o creștem. Cred că se vede mai bine la asta, nu? E uf! Este. Aaa, și schimbă. Mamă! Va trebui să mă obișnuiesc cu asta. Îți rupe ochii. Uite și acum, nu știu dacă se vede. De un mov mic, mic, mic. Bun. Lăsăm în continuare asta pornit. Ah, și ce tare, are și LED de atenționare când e pornit. Foarte frumos. Hai să vedem pe albastru. Chiar sunt curios să vedem cum se vede albastru. Bă, ăsta vine aici. Bra. Ceva nu e bine. Ah, gata. Ia să vedem acum. Dacă mă vedeți că stau mai câși, sunt ca să filmez asta. Hai că la asta se vede mai bine, dar nu în pana mea. Ia, uite, mamă ce... Stai, albastru. E? Albastru. Asta se vede bine. Ia să vedem, să schimbă culoarea dacă îi dau așa. Să facem mai verde. Albastru. Interesant, nu știu când aș putea să folosesc eu așa ceva. Filtrele astea. Da, ăsta m-a interesat mai mult. Bă, dar are ceva putere, mă. Dar oare... Da, uitați aici, scrie. 3000 de mAh. Așa. 3,5 volți. Și cam atât. Asta m-a interesat. Aici ce mai avem? O carticică. Nu ne interesează pe noi asta. Haideți să mai testăm din astea. Mi se pare interesante. Am pornit jucărioara. A, da, pot să-l țin și așa, mă, nu mai trebuie să bagă în asta. Deci. Da, într-adevăr, cu ăsta lumina e mai, cum să zic, difuză. Oare sună? Oare e corect? Alb, roz. E alb, da, e alb. Ținem pe roșu. Se vede roșu, da? Fuh, m-am dat, te sparge mă ăsta. Da, totuși am impresia că ăsta așa e corect să se folosească. Pentru că nu te strică la ochi așa rău și parcă e și altfel lumina, nu te mai freacă la ochi. E interesant, deci asta e interesant. Stai că nu mai văd. Deci nu mă urbesc alea mii, alea mari, dar mă urbesc și asta micu, asta verde. Verzulie. Mișto. Hai și galbenul și gata. Hai că la galbenul e 5 de ce. Pa. Asta.
Da. Deci ăsta e, ăsta e frumos. Îmi place. Ăsta nu trebuie. Bun, hai să facem testul pentru care am luat așa ceva. Pentru că aia mă interesează pe mine. Bun. Bun. Așa. Și așa. E el cam strâmb ce-i drept, da. Bun, cum arată. Dacă îl țin așa, parcă e un pic mai bine. Stai, ceva nu e bine. Mai ușor. Pare totuși cam strâmb. Sau nu? Pare strâmb? Ce drept, ăsta e un pic mai mare. E foarte, foarte mare. Dar de ce e strâmb? Asta e strâmbă. Bun. Deci asta e strâmbă. Dar de ce e strâmbă? În fine, băgăm înapoi. Bun. Acum un filet în șosta. Perfect, aproape, lăsăm așa. Și îl primim așa. Bun, și cam așa ar trebui să arate. Dă drumul aici. Dă drumul aici. Și de acum putem să facem filmări și noaptea. Pentru că de ce nu? Gata, m-am înțeles de ce. Deci ideea e că ăsta nu are acel modul de RGB, acel reglaj pentru LED-uri pe el, cum avea celălalt model, modelul mai mic, așa că au băgat aceste filtre. Deși, o să spun că nu-mi displace faptul că nu are LED-urile RGB înăuntru, ar putea să reziste mai mult așa. LED-urile alea, în timp, s-ar putea să se cam ducă, acum depinde și cât de mult îl folosești. Ah, ok, am înțeles. M-am prins de ce e LED-ul ăsta aici. Ideea e că sunt mai multe LED-uri. Sunt 4 LED-uri și eu acum sunt la aia roșie. Deci înseamnă că, cred că v-ați prins, ăsta e pe ducă. Trebuie să-l încarc. Vom vedea ce lumină face. E frumos, interesant, e interesant. Haideți să vedem și cum afișează încărcarea, dacă toți suntem aici. Interesant. Dar cum e zice la chestia asta? Poate vrea cineva să-și ia Vigim, oare zic bine? LED lamp. Ăsta este LED lampul de la Vigim. Eu l-am ales doar pentru capacitatea bateriei. Cum te încarci? Te încarci, da. Se încarcă, bă. Și acum fac și un test de lumină cu LED lampul.
Acum este la minim. Ușor, ușor îi dau intensitate. Acum e la maxim. Lăsăm așa. Și haide să îi schimbăm un pic și nuanța, să nu fie lumina asta rece. Hai să-i dăm un pic pe cald, neutră și lumina caldă. Să vedem cum se vede mai bine așa, fără ăsta. Și dacă îi punem și chestia asta, să vedem dacă e un pic mai bine și ajută să fie lumina un pic mai difuză. Deci e foarte bun. LED lampul ăsta merge foarte, foarte bine. Și nu e nici chiar așa orbitor de cum credeam, așa turbește. Cu ăsta e chiar ok. Bun, deci ăsta a fost videoclipul. Nu uita să vă abonați dacă v-a plăcut. Nu este nimic special. Tocmai ce mi-a venit coletul și am zis că trebuie neapărat să fac videoclip. Eu sunt Oli, dacă v-a plăcut nu uita să vă abonați. Vă mulțumesc frumos pentru că v-ați uitat la acest videoclip și ne revedem data viitoare.